Așadar, am mers mai departe, vă citesc imediat ce am pregătit, dar înainte de asta dați-mi voie să mai prezint câteva comentarii. Vă doresc o emisiune frumoasă. Pontul meu este Anderlecht Club Bruges, se marchează minim un gol sau maxim 3 în prima repriză. 1-3 goluri în prima repriză, ne spune Doru Moise, o cotă de 1.43, iată, o variantă liniștită, o variantă cu riscuri puține pentru această întâlnire, care sunt convins că va atrage multe pariuri. De încercat Ismaili Al-Ahli 1-3, scor corect, ne scrie un alt telespectator, Lucian Cristian Georgia. Botoșan bate 100%, ne scrie un alt telespectator. 100%, nu cred că e nimic 100%, nici măcar 100% nu e complet, nici 100 nu e 100%. Panionios, PAOK 0-2, scor corect. Din Hamburg ne salută Nicolas Vătafu. Dinamo pierde, iată, se vede sumbru Dinamo din Germania. Haideți să vedem predictorul 1x2. Așa cum știți, pe site-ul nostru pariuri 1x2.ro avem mai multe concursuri. Unul dintre ele este acest predictor. Avem și concurs de pronosticuri. Sunt lucruri interesante acolo. Concursuri cu premii. Puteți intra și câștiga premii. La acest predictor, el e un concurs de tipul pronosport, cum era pe vremuri, adică ai o listă cu 12 meciuri și trebuie să bifezi tu acolo, să scrii la fiecare în parte ce rezultat prevezi. E bine, dacă reușiți să câștigați acest predictor, adică să dați rezultate corecte, premiile în fiecare rundă sunt în sumă totală de 1000 de lei. Așadar, merită cu atât mai mult cu cât nu vă costă nimic să intrați și să jucați. Că tot se apropie sărbătorile de iarnă. Vedem meciurile pe ecran. Le găsiți și pe site, bineînțeles. Iar în partea dreaptă sunt pronosticurile pe care colegii noștri din redacție le-au ales pentru acest bilet. Dacă reușiți să fiți mai buni decât Sabin Pârvan, atunci, bineînțeles, o să câștigați și un premiu special. Mergem iarăși mai departe. Haideți să vedem acum o rubrică care e cât se poate de fierbinte, pentru că astăzi supercotele au fost câștigătoare. Vă prezint acum supercotele de mâine.